În ultima săptămână, aproape 1000 de persoane au ajuns la medic cu viroze sau infecții respiratorii severe. Potrivit reprezentanților DSP Olt, sunt atât copii, dar și adulți și vârstnici cu diferite forme de boală. Nu au dispărut nici cazurile de gripă. Mai mulți bărbați au fost confirmați pozitiv în ultima săptămână. În săptămâna 6-12 martie 2023, la nivelul județelor s-au înregistrat 585 de cazuri de infecții respiratorii acute cu 34 de internări, 383 de cazuri de pneumonie cu 78 de internări și 7 cazuri de gripă. Este vorba despre 7 persoane de sex masculin. Din cele 7 cazuri de gripă, un bărbat a necesitat internarea, restul fiind tratați acasă după rețeta prescrisă de medic. Potrivit reprezentanților DSP Olt, stocul de vaccin antigripal a fost epuizat pentru acest sezon rece. DSP a primit 4 tranșe de vaccin, adică în total 31.027 de doze, din cele peste 34.000 solicitate pentru județul Olt. Reprezentanții instituției spun că nu cred că vor mai primi noi doze, având în vedere că perioada de imunizare și cea de monitorizare a cazurilor de îmbolnăvire se apropie de final. 234 de olteni au fost diagnosticați cu gripă, iar 4 persoane au decedat.